Unde ești, cine ești? Suntem în energiile de la procesul de la Nuremberg. După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. În război, marele război pentru apărarea patriei. Ăla era al doilea război mondial. Spațiu. Suntem în asta. Asta înseamnă justice. Divin. Procesul de la Nuremberg. Da? Și era așa, eu țin minte, nu SF, nu. Era la un moment dat, cu ani în urmă, eram copil încă și țin minte că era varianta s-au salvat de proces, s-au scăpat fiind magi în alte lumi paralele și sunt căutați acum și se rezolvă divin, nu scapă nimeni. În ce sens? Prin ce am trecut eu? Prin ce ai să treci tu? Transformaric. Transformic. A? E frumos, accepti, e divin, e copacul neamului, oricine e fi de o parte sau alta a baricadei, da? Acum e. E dur, e adevărat, e pe bune. Acum, de-abia ți se deschide elementul focul. De-abia acum, înțelegând asta și dai voie, ești la bara aia care, cu care lucrezi, cu care dai energetic, o sari, dacă nu ți se deschide, e bara ta. Și tu te joci cu ea. Vrei să o sari, vrei să o dansezi ca un călușar, vrei să o sari cu călare pe așa, sau vrei să fie, da? Ok. Focul, da? English style. Pleci. Focul ce înseamnă? Fugi. Nu înaintezi, fugi. Focul e... pleci englezește când înțelegi că nu e de teapa ta, că nu e de tine, că e toxic, acolo ești. În oglinzi intri și tu cu tine ești toxic, tu pleci de tine, intri și mai adânc în străfunduri, ca să se lămurească lucrurile în jur, da? Spațiu. Pride, mândria, da? Risky behavior, mândria care, o înțeleg, mândria e egal cu onoarea, nu cu mândria proasta de... eu cinemis, dar trebuie să accept să ții în lumină copacului neamului cinemis, că sunt momente când trebuie să dai cu pumnul masă și să zici da, eu sunt regele, regina, eu sunt președintele, eu sunt tata în familie, da, eu sunt copilul în familie și spui la tata dacă tata nu înțelege și spui eu sunt neamul tău pe care îți duce mai departe sfintele moaște, moaște, da? Acolo e. Și următoarea, slanes. Ok. Eu așa o simt, nu știu cum se traduce, dar eu așa o simt asociativ, lenea. Ok. Da, e frica, e English style acolo, așa îl văd, da? E luna, ce am văzut-o de ună, am zis că e legat cu apă, e o picătură, dar e ceasul, vezi? Din pălăria magică. Semiluna ca ceasul. E pâinea când se taie, e pizza. Primul care scoate bucata din pizza, ai văzut cine are pâinea și cuțitul. Și tu elegant lași pe altul să guste, da? Pentru că vrei să vezi cine are pâinea și cuțitul și cine conduce lumea și înseamnă că e a omului și tu te dai la o parte, da? Te dai la o parte din lumea lui. Ce înseamnă? Îi spui marș din casa mea. Înțelegi cum e? Paradox. Bun. Ai amintirile, o să te ghideze. Ai îmblânzit focul? Isabel. Goldi. Bun. Isabel e nume de fată, dar e easy. Sper, da? Nu sunt tare. E finuț. Am din astea care sună foarte tare, da? Le-am ales, nu știu de ce, muzicale. M-am clătinat și uite, a pornit, da? Sună așa puternic, zici că sclopote. Și vântul bătea tare, dar ele cumva sunau doar așa. Vântul puternic și Isabel. Isabel, easy clopoțel. În numele ăsta a intrat de foc, divine feminină. Divine masculin, ăsta e numele, mergi mai departe. Toate elementele îți dau un nume, îți dau o direcție, îți dau un neam, îți lămuresc ce și cum. Ți se întâmplă alianța între elemente, cele patru elemente.
Alianța Neamului. Drumbă!